Solicitată cândva de cetățenii domiciliați în cartierul Danubiana, micropiața din zonă nu și-a dovedit utilitatea, iar administrația locală a decis să fie desființată și mutată în apropierea blocurilor anele de pe strada Vasile Lupu. Sincer, cam de ceva timp. Nu știu ceva de genul. Piața asta totuși era de folos vouă celor care stați în zona asta sau făceați drumul până la piața centrală pentru cumpărături? Ar fi de folos aici, adică să faci drumul până la piață ar fi mai de folos în zona aici. Deci consider că a fost oarecum închisă fără sens. A fost închisă? Nu știam că a fost închisă, sincer. Bă, dacă nu mai este nimeni? Nu mai este nimeni, dar ar fi ceva de folos dacă ar fi ceva o piață aici. Ceva nevoie, cobori repede și le iei din piață. O altă micropiață, cea de la intersecția Bulevardului Republicii cu strada Anton Pan, ar putea avea în curând aceeași soartă, pentru că nu este populată nici de prea mulți clienți, nici de prea mulți comercianți. Cum merge vânzarea aici? Cum și cum sa. Cum și cum sa, adică nu prea merge, da? Ha, așa că după vreme, după vremurile ziua de astăzi. Ia spuneți-mi, dumneavoastră, dacă se poate, există momente din săptămână în care să fie toate mesele pline de vânzători? Așa, așa, așa. Adică ați văzut celelalte mese pline până acum? Nu, pentru că nu este zarzavat din cauza secetii. Și dacă ar fi zarzavat, ar veni mai mulți comercianți? Bineînțeles, ca oriși unde. Din experiența noastră, cum simțiți aici zona? Vin oamenii la cumpărături sau preferă să meargă la supermarket sau la Piața Mare? Cam să duc la supermarket majoritatea, cumpăr toate de acolo. La noi, ce mai rămâne? În locul pieței din cartierul Danubiana a fost amenajat un loc de relaxare cu mese de șah și cu băncuțe.